Cum asociem vinul și mâncarea? Sunt Mari Paraschiv, specialist în vin și îți voi prezenta câteva reguli de bază ale asocierii vin-mâncare. Urmărește până la final ca să înțelegi cum cele două își pot influența reciproc gustul. Să începem! Ați încercat vreodată o combinație nereușită? De exemplu, vin roșu cu murături în oțet. Vai, ni s-au strepezit dinții doar că ne-am gândit la asta, nu-i așa? Clar nu merg împreună, dar de ce? Puneți pauză acum clipului și scrieți în comentarii răspunsul vostru. Nu trișați! Ca să înțelegem, cum sunt murăturile? Foarte acide. Vinul roșu ce caracteristici are? Alcool ridicat de obicei și nivel ridicat de taninuri. Taninurile sunt acele substanțe astringente din vin, substanțele amare, care în combinație cu aciditatea ridicată a murăturilor vor da impresia că vinul este foarte amar și lipsit de arome. Acesta a fost un exemplu extrem. Aștept în comentarii și alte exemple pe care le-ați încercat și care nu au fost ok. Dar pentru o experiență plăcută, va trebui să avem în vedere câteva reguli de bază, cum spuneam și mai devreme. Rețineți că cea mai bună ordine a vinurilor consumate la o masă este vin alb înaintea celui roșu, sec înainte de dulce, ușor înainte de vinul corpulent și în ordine crescătoare din punctul de vedere al calității. Așadar, nu serviți cel mai bun vin al serii ca aperitiv. Aperitivele sunt băuturile care deschid masa și care pregătesc papilele pentru felurile de mâncare și vinurile care vor urma, așa că puteți alege ca aperitiv un vin spumant sau un vin alb, sec și ușor. Mâncărurile ușoare cer vinuri mai proaspete și nebaricate, deoarece aroma de stejar sau taninurile le vor acoperi. De exemplu, o salată de pui merge bine cu un Pinot Grigio tânăr. Mâncărurile grele și aromate cer vinuri mai corpolente și, desigur, aromate. Pastele carbonara, de exemplu, care au sosul acela cu smântână, fac o pereche excelentă cu un Chardonnay baricat. Mâncarea dulce trebuie asociată cu un vin cel puțin la fel de dulce. Multe feluri de mâncare tailandeze, de exemplu, conțin mult zahăr și foarte multe arome și merg bine cu vinuri demidulci, cum ar fi un Riesling demidulce sau un Gewürztraminer. Vinurile albe corpolente au o greutate similară celor roșii tinere și merg la fel de bine cu preparate ca ton la grătar sau friptură din carne de curcan. Friptura de vită merge bine cu vin roșu de Bordeaux, combinația clasică. Sau carne de miel cu un vin roșu de Rioja. Acestea merg atât de bine împreună, deoarece taninurile din vinul roșu par mai catifelate lângă carnea roșie. Dacă doriți să mergeți pe varianta cea mai safe, încercați să alegeți vinul din aceeași regiune cu preparatul culinar. Dacă aveți un vin extraordinar pe care vreți să-l savurați, alegeți mâncarea în funcție de vinul respectiv. Felurile simple, din puține ingrediente, dar de calitate foarte bună, vor lăsa vinul în centrul atenției. Care este cel mai bun exemplu aici? Un vin roșu matur cu un platou de câteva tipuri de brânză maturată. Asocierea este o artă. Cu cât sunt mai complicate aromele preparatului, cu atât va fi mai dificil să găsiți vinul perfect. Dar ajută foarte mult să știți care va fi gustul dominant al mâncării, pentru a pune alături un vin potrivit. În episodul următor vom povesti cum alegem vinul în funcție de gustul dominant al mâncării. Cheers!